De curând, România a devenit vicecampioană europeană la bridge la echipe mixte, terminând competiția după Franța. În condițiile în care în România sunt mai puțin de 1000 de jucători legitimați, iar în Franța se predă bridge-ul în școli ca auxiliară la matematică, performanța este mai mult decât remarcabilă. Există însă posibilitatea ca în curând în România să predea bridge-ul în școli în cadrul orelor de sport pentru elevii scutiți de la această materie, inițiativa aparținând deveanului Adrian Dinu. În Franța, bridge-ul este pe lângă catedra de matematică. Serios? Serios, da. Deci ei fac, ei au inclusiv universitate de bridge. Dar fac în școală, este o materie oareșcum opțională, adică poți să facă la matematică, să aleagă logică sau bridge. Deci au 4 ore de catedră de matematică pe săptămână, nu te, da, te dau un exemplu. Da, poate chiar 3 chiar sunt, da, alea clasice și una poți să aleagă una dintre opționale care are legătură cu matematică. La noi, pe lângă sport, adică tu poți să faci la sport, la ora de sport, la ora de să sport, faci bridge, și așa, așa mai departe. E ok și așa, dacă s-ar face mai mult. Noi chiar acum suntem, lucrăm la un proiect care, na, ideea să zic că mi-aparține, se numește scutit, dar fac sport. Adică e elevul scutit, pe o durată mai lungă sau mai scurtă, e răcit, 3 ore, poate fi inițiat în bridge. Adrian Dinu, instructorul de bridge din Deva, alături de alți pasionați ai acestui sport al minții, lucrează la deschiderea 2 platforme, una fiind de inițiere, iar cealaltă pentru disputarea de partide online. Construim acum o platformă unde o să postăm cursuri de inițiere, iar apoi pe altă platformă unde se poate juca online, poate juca scutitul de la Târgu Jiu cu scutitul de la Constanța, cu scutitul de la Baia Mare. Că poate e unul singur scutit la o clasă și ăla cu cine joace bridge. Dar intrând online, unde foarte mulți se pregătesc, există platforme cu milioane de jucători online. Interesul pentru bridge al deveanului nu este deloc întâmplător. Echipa locală pe care o conducea jucând finala campionatului național, pe care a pierdut-o în fața actualilor vicecampioni europeni. Performanța este cu atât mai mare cu cât Deva este singurul oraș neuniversitar, acolo practicându-se cel mai mult acest sport al minții, care a ajuns atât de sus în topul național. Se pare că bridge-ul din Deva se va dezvolta, întrucât s-a aprobat deja înființarea unei secții specializate la Clubul Sportiv Municipal. Jucau numai Timișoara, Iași, Cluj, București. Și apare și Deva neuniversitar. Deva neuniversitar, sau mă rog, proaspăt, da, universitar. Și au pierdut în finale de la cei care acum, cei care acum sunt vicecampioni, da? Europeni. Deci da, ne-am bătut cu ei. S-a înființat și la CSM, deocamdată scriptic, că într-adevăr și vina noastră că nu ne-am mișcat foarte bine. La Clubul Sportiv Municipal. Municipal, da, deci conform hotărârii există secție de bici. Noi acum trebuie să transferăm de la fostul club, pentru că o să fie mai bine pentru noi să fim sub egida Clubului Municipal. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri emisiunea de la A la Z, în care este invitat Adrian Dinu, instructor de bridge din Deva.